final de precampanie și început de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Vom da câteva puncte de vedere, acțiuni ce am mai participat, unde am mai participat. Vă vom transmite, dacă vreți, feedback din teritoriu, pentru că se pare că e cules separat și interpretat ca atare. Și vom vorbi și despre ALDE, despre poziția ALDE față de noua strategie de guvernare, noua echipă de guvernare, nou premier. După care, bineînțeles, că e mai bine decât să vă povestesc eu. Să aștept întrebările, cele pregătite și cele care nu sunt nepregătite, dar vor veni ca atare. Sunt convins că domnul Dumitrache deja are una pe tun, dar abia așteaptă să termin trei cuvinte, să întrebe. Dacă ai putea întreba acum, domnul Dumitrache, nu-i așa? Ei, mă, să poate. Sunt răbdător. Bun. Referitor la activitatea din pre-campanie, am încercat să împletim un pic stilul nostru de a face campanie din pre-campaniile trecute, în care am fost, zic eu, extrem de agresivi prin toate târgurile, piețele, obarele și așa mai departe. Se pare că n-a fost cea mai bună variantă și acum am preferat să împletim această activitate cu prezență și acolo, pentru că oamenii așteaptă și cer lămuriri. Mergem foarte mult pe activitatea online și avem o echipă care ne ajută în promovarea online atât a activităților noastre în teritoriu, cât și a candidatului independent Mircea Diaconu. Și cea mai la îndemână abordare pentru noi a stabilit ca fiecare să-și meargă pe zona lui de acțiune și să stea de vorbă cu oamenii, pentru că se pare că e cea mai bună abordare și cel mai bun filtru de a verifica care sunt așteptările, care sunt temerile, care sunt dorințele dâmbovițenilor în materie de politică la nivel național și în cazul de față a unui președinte, cum ar trebui să fie președintele. Și cred că aș putea să vă spun că, și să declar cu sinceritatea în caracteristică, că la început am fost extrem de rezervat în ceea ce privește candidatul independent Mircea Diaconu. Chiar a fost unul dintre cei care în ședința de birou politic central s-a abținut în a susține candidatura lui Mircea Diaconu în momentul în care Călin Popescu-Tăriceanu s-a retras din cursa prezidențială. Am considerat că cea mai bună variantă ar fi fost, dacă nu domnia sa, un alt coleg de la ALDE care să ne reprezinte interesele. Însă vreau să vă spun că în lungile întâlniri și discuții care am avut cu dâmbovițenii, și nu doar cu dâmbovițenii, chiar și în unele studiouri, televiziune naționale și mai departe, se discută foarte mult despre un tip de persoană, un om care să nu aparțină unui partid, care să aibă cunoștințe despre politică și se pare că se încadrează în ambele categorii, un om care să poată să ne reprezinte pe fiecare în parte, indiferent de apartenență politică, etnică, religioasă și așa mai departe. Așa că, la final de precampanie, văd o campanie care să aibă multe suișuri și coborâșuri, însă văd un trend ascendent în ceea ce privește pe Mircea Diaconu. Asta pentru că, pe lângă eu, o simpatie pe care am revăzut-o în multe dintre întâlnirile cu dâmbovițenii, respectiv târgurile săptămânale sau cele care sunt de sărbători, mare parte dintre oameni se pare că s-au săturat de metehnele politice, metehnele noastre, și s-ar putea ca, dincolo de conjunctura în care se află acum Mircea Diaconu, și o să spun conjunctura referitoare la contracandidații pentru hotărâri prezidențial, se pare că este văzut bine ca un om care să nu aparțină cuiva și să nu aibă obligații față de cineva, cu atât mai mult cât domnia sa a declarat că nu va avea obligații față de ALDE și față de Pro-România. Noi am confirmat acest lucru și am spus că îi punem la dispoziție doar partea de logistică, tehnică și infrastructura umană pe care o avem la dispoziție, fiecare dintre cele două partide. Sper să fie o variantă bună. Acum, conjunctura politică, cea de care aminteam, eu zic că este favorabilă și asta prin prisma faptului că odată cu
trecerea mulțimii de cenzură și căderea guvernului Dăncilă, Virga Dăncilă a pierdut cel puțin 5% și cel puțin jumate dintre ele este foarte posibil să se revadă la Mircea Diaconu. Așa că, și asta o spun nu din părere proprie și nu din vreo lectură a unui articol de presă, ci din întâlnirile cu, hai să zicem, unii reprezentanți ai UAT-urilor din Dâmbovița, care spun că chiar de la început ar fi mers pe varianta Mircea Diaconu și nu pe varianta Viorica Dăncilă și mă refer la primari PSD. Nu o să-i numesc, bineînțeles, din respect față de ei, dar nu o să spun nici dacă sunt mult sau puțin, numai că vă spun că sunt. Sunt și pe zona de sud, sunt și pe zona de nord și alaltă, ieri am stat de vorbă cu cineva și din zona de, nu știm noi, Vlașca, de acolo. Privesc încrezător, n-aș putea să spun că suntem în turul 2, pentru că, deși unele sondaje dau prezență și pe locul 5 și pe locul 2 și așa mai departe, știm ce înseamnă sondajele, experiența tristă pe care a avut-o Alde Dâmbovița referitor la sondaje la legile parlamentare mă face să nu mai puntez niciun fel de informații care să reiasă în așa ceva, pentru că se pare că plaja de unde își strânge fiecare dintre cei care creează astfel de sondaje și este restrânsă, poate fi atipică, poate fi, nu știu, creată din membrii care aparțin unui partid sau altul și prefer să merg pe simțul dâmbovițenilor, pe acel oameni cu care mă întâlnesc și să vă spun că vom aborda campania ca și cum ar fi campania pentru candidatul independent la prezidențiale, ca și cum ar fi avut candidat ALDE, fără niciun fel de reținere. Avem acțiuni care sunt deja programate aproape zilnic. În fiecare weekend suntem invitați pe la zile de localități, zile de coltă și așa mai departe. De chiar acum am văzut că 26-27, pe lângă târgul de la Fieni, avem târg și la Consești, târg de toamnă, unde n-am fost invitați, așa că să ne auto-invităm. Nu mai e o problemă. Am trecut de perioada în care ne supăram că nu suntem invitați la ziua recoltei. Nimeni nu este zgornit de acolo. Într-adevăr, mici excepții, pentru că, din păcate, am avut și experiența asta, v-am povestit-o, a fost la Vulcana Voi, când n-am fost primiți. Dar ăștia sunt oamenii. Deci vom aborda cu maximă seriozitate campania pentru alegerile prezidențiale. Candidatul Diaconu ne-a promis că va veni și în Dâmbovița, însă nu va fi nimic fastos, nu va fi nimic pe o manifestație. Va merge să stea de vorbă cu oamenii în parc, în localități unde i-am preferat și am recomandat să luăm în calcul Voineștiul și Lângulețul și dacă cumva se nimerește să fie și vreun târg de toamnă, adică cel de la Fieni, aș fi preferat să fie acolo. Însă are o agendă proprie, nu vrea să deturneze și e așteptat în campanie oricând de noi, pentru că consider că orice prezență și orice discuție cu un dâmbovițean este importantă și s-ar putea să fie un vot câștigat și nu unul pierdut. Cam astea sunt punctele noastre de vedere referitoare la campanie. Acum, referitor la